ca și în ideea în care o să câștigăm alegerile locale din 5 iunie, este faptul să desființăm factura de apa de ploaie, fiindcă, în primul rând, nu peste tot în România se percepe taxa asta pentru apa de ploaie. În al doilea rând, prin apa de ploaie, de fapt, se acoperă niște pierderi la canalizare. Deci, dacă am vrea să fim corecți și mai ales că vine soarele pe o perioadă intensă și se plătește mai de lună, deci nu e ok. Și dacă plouă și dacă nu plouă, deci să desfințăm taxa asta. Ca să desfințezi taxa, bucata asta din factură, în apa de ploaie, dar trebuie să-ți faci o altă organizare. Ca să-ți faci o altă organizare, poate să se poată reorganiza meridianul sub formă de serviciu și nu sub formă de societate comercială. Deci ideea noastră ar fi ca să existe trei servicii care ar putea să mențină starea de normalitate în oraș, referitor de prestări, servicii și curățenie. Deci înseamnă meridianul 22, Sal Prestu, serele există ca serviciu, numai să-l punem în funcțiune să meargă, deci nu mai dăm banii pe impozit la alte persoane. În varianta în care ai trei servicii, automat și organigrama e cu totul alta, costurile sunt cu totul alta și eu spun că intrăm într-o legalitate și cu modul de a finanța anumite lucrări de către primărie, că așa le finanțăm și la apă, și la canal, și la branșament. Deci, probabil că transferul s-ar face mai ușor către serviciile respective de patrimoniu și lucrurile ar intra într-o oarecare legalitate mult mai mare decât în momentul de față. Contractele celor două societăți se încheie în 2018. Se poate face, de exemplu, în 2016, după alegeri, în cazul în care câștigați, întreruperea? Deci, ele sunt operatori în 2016 până în 2018, cu totul altceva, ca organizare, sunt ESA. Dacă adunarea generală a celor două societăți își dau consimțământul pentru transformare în servicii, se pot transforma în servicii. Da, trebuie să ai un anumit curaj și trebuie să îți asume o anumită poziție politică pentru operațiunea asta. Ar interveni și un număr de angajați destul de mare, probabil peste 100. Știu că primarul Boldea tot timpul vorbește de un plafon maxim care este atins la acest nivel, la primăria Lugoj. Se plângea că ar fi și spitalul pe primărie și că de aceea n-ar putea face angajări masive, de exemplu, pe primărie. Ori asta, dacă ar fi, să zicem, să revină cei peste 100, poate chiar 200 de angajați în total la primărie, cum ar fi față de acest plafon? Dacă ne uităm pe bugetul meridian, o să vedeți că putem să ne încadrăm. Deci e un serviciu productiv, nu e un serviciu care numai subvenționează și nu fac nimic. În urmă, poți să îți faci să pleci și percepi anumite taxe. Dacă faci pas cu pas, nu poți să faci pentru o tărâie și domnul primar visa la un moment dat să transforme în serviciu, dar trebuie să ai curajul să transforme în serviciu. Mai nu înseamnă că dai oameni de afară, poți să putea să ai o altă organigramă și altă organigramă poate înseamnă, mă refer la cadrele de conducere. Așa. Dacă dau puțin niște sare la o parte, în alt sistem de plată, poți să tragem concluziile că facem și economie și poate chiar banii aia care să nu mai plătim apa de ploaie. Asta e o problemă. A doua problemă, putem discuta de orice intervenție, că până la urmă există meridian și echipele de apă, canal sau salubritate. Păi, cred că pot să alta e modalitatea de intervenire de la primărie pe anumite lucrări și alta e modalitatea de intervenire de la societate comercială care are capital integral de stat. Nu trebuie să faceți. S-ar putea deci renunța în cadrul societății actuale la resurse umane, contabilitate, care există deja în primărie, probabil, nu? Există multe lucruri la care se poți renunța în viață, depinde dacă vrei sau nu.